Salutare! Suntem live aici pe Wellcode într-o nouă săptămână în care discutăm despre programare, despre cum să, cum să intre în acest domeniu și am ceva foarte important de spus pentru tine. Dacă vrei să uh, începe anul 2021 cu uh, 2022, scuze, 2021 este... este, este, este Acum, dacă vrei să începi 2022 cu un job nou în programare, atunci ar trebui să te apuci chiar acum de treabă și am și eu o resursă gratuită pentru tine. Avem un program 100% gratuit. Intri pe wellcode.ro, te înregistrezi acolo și pe urmă te apuci de treabă. Pe lângă toate tascurile specifice foarte similare cu ce, cu ce faci un programator în viața de zi cu zi. Acolo avem și lecții și probleme evaluate automat, în așa fel încât să vezi instant dacă ceea ce ai scris tu, dacă codul pe care l-ai scris tu este corect sau nu. Și pe lângă asta, acolo răspund eu personal alături de toți membrii echipei Wellcode, deci ai practic și suport gratuit. Deci intră pe wellcode.ro și înregistrează-te chiar acum. Eu vă salut pe toți care sunteți pe live. Salut Dragoș, Salut Gabriel și vă îndemn dacă vă plac live-urile pe care le fac în fiecare duminică să le distribuiți pe Facebook, pe rețelele sociale, în așa fel încât să sprijiniți, să sprijiniți uh, acest live. Și de ce nu să aducem cât mai multă lume aici la care poate o să vină și o să pună niște întrebări interesante. O să pună o întrebare la care poate tu nu te-ai gândit și. Pe urmă, din răspunsul pe care o să-l dau, o sper eu să și înveți niște lucruri noi. Ok. Bun. Um, salut, Nicu! Salut, Flo! Um, foarte important, dacă aveți întrebări legate de programare, lăsați-le în rubrica de întrebări și o să, o să răspund la, la ele. Și chiar o să iau acum prima întrebare. Um, Salut! Am o dorință mare să învăț programare, dar nu știu de unde să încep și cum să înțeleg ce face, ce face un cod. Și asta e cea mai, bună, cea mai bună întrebare pe care poate să o pună un începător. Dacă acum uh, 20-30 de ani, dacă vrei să vezi programare, nu exista nicio posibilitate de unde să începi, adică trebuia să faci fie, fie un liceu de informatică, fie trebuia să faci o facultate în domeniu. Ei bine, acum lucrurile s-au întors cu 180 de grade. Adică, acum, dacă intri și cauți pe Google cursuri de programare, o să găsești o grămadă de rezultate, și problema cu Google-ul e că de multe ori cele mai bune rezultate. Uh, nu sunt neapărat primele. Ok? Și pot să zic de chestia asta acum, pe măsură ce uh, punem, la, punem la punct ultimele detalii din challenge-ul nostru de web development, care, care a și început pe măsură ce perfecționăm ultimele zile din challenge, care vor fi prin perioada 15-20 octombrie, uh, m-am documentat legat de unele lucruri, să fiu sigur că informațiile pe care pe care le oferim acolo sunt relevante și sunt cele corecte și a fost foarte amuzant să găsesc în momentul în care căutam diverse lucruri, să găsesc de fapt răspunsuri care sau rezultate care nu erau neapărat, neapărat cele mai bune. Și din cauza asta e foarte greu să îți dai seama de unde să începi în momentul în care vrei să, vrei să înveți programare. Dar înainte să să-ți spun exact de unde să încep, care cred eu că e cel mai, uh, cel mai, bun loc, e foarte important să îți și setezi un scop legat de, legat de programare. Să te gândești, bun, ce vreau eu să, să, fac și vreau să realizez învățând programare. Pentru că programarea e un lucru greu, ok? E un lucru greu unde trebuie să-ți bați de multe ori capul, să înțelegi concepte noi și. Problema Problema cu chestia asta este că dacă te apuci de programare ca un hobby, cel mai probabil că ți-ai ales un hobby care o să fie foarte frustrant și foarte, uh, foarte neplăcut. Așa că uh, trebuie să te gândești, dacă ești elev să-ți dai seama, bun, vreau să ajung să fiu olimpic, să am un CV foarte bun și să mă lase profesorii în pace. Dacă ești angajat într-un alt domeniu, ok, vreau să îmi schimb jobul și să ajung la un salar de, să zicem, 4000. 4.000 de lei bani în mână. Trebuie să știi de ce faci chestia asta, care e scopul tău Și pe urmă, cred eu că cel mai bun loc în care să începi e pe wellcode.ro în programul nostru gratuit Și de acolo, după ce finalizezi programul, o să vezi care sunt următorii pași Acum, apropo de întrebarea ta, vreau să, vreau să deschid o, o paranteză un pic un pic mai mare legat de partea asta, legat de partea asta de scopuri. Din păcate există foarte mulți oameni printre, de fapt cred că toți facem asta la, uh, la un nivel mai uh, înalt sau sau mai puțin înalt, uh, cred că toți facem câteodată unele lucruri fără să avem neapărat un scop final. De exemplu, câteodată deschidem social media-ul doar ca să ne relaxăm. Doar că stau stau și mă gândesc la lucrurile pe care, pe care le găsești pe social media și stau și mă întreb dacă sunt la fel de relaxante, nu știu, ca și poate o plimbare în natură sau ca și uh, să asculți piesa ta preferată. Adică de multe ori suntem într-un fel de pilot automat în care facem un lucru doar pentru că asta simțim pe moment, doar că avem așa o emoție și zicem, bă, gata, vreau să fac lucrul ăsta, dar noi de fapt nici nu ne dăm, nu ne dăm seama de treaba asta. Un lucru pe care, pe care eu îl fac și nu sunt neapărat foarte foarte mândru de asta e că mănânc câteodată ca și, ca și automatism, când vreau să mă, să mă relaxez sau să mă calmez și sunt foarte curios dacă uh, mai e cineva în situația asta, uh, mănânc. Și poate stai și te gândești, bun, dar ce legătură are uh, asta cu programarea și... Uh, Cred că, cred că are totuși o, o legătură, pentru că de multe ori tindem să facem ce fac oamenii din jurul nostru. Poate mai ai un prieten care s-a apucat să învețe programare și te-ai gândit să să te apuci și tu. Sau a, pur și simplu mergem pe baza unor automatisme pe care, pe care le aveam în trecut și pe care ni le-am format. Dar chestia e în felul următor automatismele astea pe care ni le-am format nu sunt, neapărat, nu sunt neapărat cele mai bune. De exemplu, îți convins că majoritatea oamenilor și-au format un mod foarte greșit de a învăța din școală. De atunci de când profesorul îți dădea o notă în funcție de cât de mult memorai. Și de multe ori chiar primim Întrebarea asta la Wellcode, bun, dar cum pot să fac să memorez toate instrucțiunile pe care, uh, pe care le găsesc pe, uh, pe internet? Și asta e, cred, una dintre cele mai greu de răspuns, uh, grele de răspuns întrebări, pentru că de cele mai multe ori oamenii sunt atâta de deprinși în uh, chestia asta de vreau să învăț ceea ce de fapt înseamnă în traducere liberă, vreau să memorez, încât uită faptul că mai există și alte moduri de a, de a, învăța. De exemplu, pentru programare se aplică foarte mult modul ăsta logic de a învăța lucrurile și de a transcrie, de a transcrie în cod. Și de-aia e foarte important, să fii foarte conștient de modul în care de care înveți. Adică dacă înveți așa ca într-un fel de automatism în care îmi iau, îmi iau un caiet și încep repede să-mi scriu toate lucrurile pe care le văd în lecție, după aia le mai citesc o dată, după aia închid caietul și vreau să văd dacă le-am învățat sau nu și după aia le mai citesc o dată sau dacă chiar încerci să înțelegi și poate faci un pic pauză de la toată accelerația asta de, uh, a, de a învăța, de a memora și de a uh, după a reproduce și chiar te concentrezi să, să înțelegi, pentru că primul pas în învățatul logic este să înțelegi mecanismul, adică să înțelegi conceptul pe care pe care tocmai despre care tocmai îl citești, să înțelegi cum funcționează, să înțelegi la ce se referă și ca să uh, ca să dau un exemplu de, de, mecanism, de lucru pe care nu poți să-l înveți, uh, să înveți logic, hai să luăm, uh, hai să luăm căștile astea. Okay? Au o formă uf, ovală și de că au mecanism ăsta în care se, se, deschide, se deschid și după aia le pot pune, le pot pune în urechi să ascult muzică. Acum, chestia asta Practic are un principiu de funcționare, că prima dată trebuie să deschizi cutia, după aceea să, uh, să ți baci, căștile în urechi și după aceea să uh, ele se conectează automat la, la telefon. Acum dacă încerci tot timpul să memorezi, să zici că ok, trebuie să țin tot timpul cu degetul mare aici și cu degetul arătător aici, și după aceea să-mi iau cealaltă mână și să trag de asta de, de capac în, în față, cel mai probabil că o să am probleme. Ce se întâmplă, mai ales că cele două fețe arată aproape identic. Ce se întâmplă dacă iau cutia greșit și încerc să o duc în față? Nu o, să se, nu o să se deschidă pentru că am încercat să învăț pe din afară cum funcționează. Deci, practic, la asta mă refer când zic că trebuie să înțelegi cum funcționează logic conceptele din programare. Bun. Da, dacă ai orice fel de întrebări, lasă-le în. Rubrica de întrebări, o să răspund la ele. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebările pe care le-ați lăsat imediat. Uh, imediat o să, o să răspund la ele și foarte important, uh, dacă vrei să susții canalul nostru de YouTube, dacă vrei să aduci cât mai multă lume pe, pe acest live care să vină cu întrebări interesante, distribuie acest live pe, pe rețelele sociale, pe Facebook, uh, trimite-l prietenilor tăi, în așa fel încât să ne adunăm cât mai mulți oameni și să. Avem întrebări foarte interesante despre care să discutăm, întrebări din care să înveți și tu lucruri. Bun, Roxana întreabă în felul următor. Salut! În loc de Xcode, oare pot să instalez altă aplicație pentru că nu am suficient spațiu de stocare? Uite, în partea de început poți să folosești editoare online, cum ar fi ideoan, cum ar fi repl.it, dar Recomandarea mea este ca totuși să îți eliberezi spațiu și să scrii cod direct pe calculator, pentru că așa fac și, uh, și programatori. Ok? Maria. Bună. De câte de multe studii am nevoie ca să mă angajez ca programator, și care sunt acelea mai exact? E nevoie neapărat și de o facultate anume? Maria, întrebarea ta e o întrebare, e o întrebare foarte bună. Legat de studiile de care ai nevoie, hai să te învăț cum să-ți răspunzi singură la întrebarea asta. Hai să ne imaginăm că ai câștigat la loto, premiul cel mare, și brusc ai o grămadă de bani. Okay? Hai să zicem 10-20 de milioane de euro. Și o parte din ei vrei să investești și să-ți faci o firmă de programare. Ok? Acum, ești în poziția în care vrei să îți angajezi niște oameni pentru firma ta de, de programare. Care sunt genul de oameni pe care ai angaja? Ai angaja oameni cu studii, ai angaja oameni fără studii sau te-ai axa pe competența lor specifică? Adică, cât de bine știu să scrie cod. Și marea problemă. Cu sistemul de învățământ din România, este că e foarte învechit, este prins în trecut. De multe, de multe ori, absolvenții de facultate din România, cred că există și studii în direcția asta, ajung să lucreze în alte domenii față de domeniul în care s-au specializat, în care au făcut facultatea. Și, de multe ori, absolvenții de facultăți au și dificultăți să se angajeze în domeniul în care au absolvit, din cauza că nu au, nu au competențele necesare, pentru că tu, indiferent dacă ai sau nu ai studii de programare, o să trebuiască să te duci la un interviu. Și indiferent că ai făcut cea mai bună facultate de informatică din lume, să zicem că ai studiat în America, dacă nu poți să treci de interviu tehnic, nimeni nu o să te angajeze. Ok? Acum, de ce, e importantă treaba, de ce importantă treaba asta? Ce vreau să realizezi? Vreau să realizez faptul că de multe ori în facultățile din România se, se copiază, se trișează. De multe ori se studiază materii care nu au treabă cu ce se întâmplă în practică. De exemplu, aveam o materie despre cum se testează programele și nu avea absolut nicio treabă cu uh, lucrurile pe care le învățasem înainte la Facebook sau la Google când, uh, când am lucrat acolo. Și atunci, din cauza că sistemul de învățământ e atât de deconectat de ce este nevoie pe piață, angajatorii nu cer studii. Avem uh, doi oameni din programul nostru de mentorat care nu au avut examenul de bacalaureat luat și care s-au angajat ca și, ca și programatori. Okay? Deci, angajatorilor nu le pasă de chestia asta. În schimb, le pasă foarte mult de experiența practică pe care o ai. Ce înseamnă experiență practică? Înseamnă că ai construit o aplicație de la zero. Înseamnă că știi cum să-ți scoți în evidență skillurile de programator pe care le ai, pentru că se vede felul în care, în care scrii în CV un lucru. Arată dacă tu chiar stăpânești acel lucru sau nu, din cuvintele pe care, pe care le folosești. Deci, primul pas este să ai un CV bun în care să ai și niște proiecte personale. După aia, al doilea pas este să te descurci Bine la interviu de angajare, adică când ți se dă să scrii un anumit cod, să creezi un anumit program, să știi cum să, cum să faci acel lucru în modul corect. Bun. Filip, care are poză cu o monedă cu simbolul Bitcoin. Uh, sunt în program și nu mai vreau să lucrez din motiv că mi-este greu să mă apuc știind că nu pot să rezolv problemele. Sunt la matrici. Un sfat. Filip, în primul rând... Uh, se știi că matricile și modulul în care ești tu este cel mai, cel mai, greu modul din punct de vedere tehnic prin care trebuie să treci și practic asta îți aduce ție abilități mai bune de programare, faptul că treci prin noțiuni mai grele. Acum, bineînțeles, pentru întrebări de genul ăsta și discuții mai detaliate, îți recomand să participi la acolo de Mindset, care care se întâmplă în fiecare săptămână, unde poți să, poți să pui întrebări, poți să discuți cu mentorii noștri, pentru că aici pe YouTube câteodată e un monolog, adică încerc să fac o treabă cât mai bună, să-ți răspund cât mai în detaliu, dar de e mult mai bine să discuți despre chestia asta în colurile periodice cu care le ai cu, cu mentorii da. uh, și să apelezi la noi de ori de câte ori ai nevoie, pentru că aici pe live nu e la fel de mișto ca și, ca și în coluri. Bogdan, după cursul gratuit, ce limbaje înveți în cursul Wellcode? Uh, deci, după programul nostru, gratuit, urmează programul de mentorat în care uh, se lucrează foarte personalizat. Deci, dacă tu vrei să mergi pe un anumit limbaj de programare și limbajul ăla e cât de cât cerut pe piață și se aliniază cu scopurile pe care, uh, pe care le ai, atunci o să poți să, o să, poți să înveți limbajul respectiv. Acum, ce e foarte important, noi lucrăm foarte mult la gândire, la principiile programării. Pe alea trebuie să le știi foarte, foarte bine, să le asimilezi foarte bine. Și de că odată ce știi principiile alea și le-ai asimilat foarte bine, trecerea de la un limbaj de programare la altul e foarte, foarte ușoară. Deci nu... Nu-ți imagina că sunt două lucruri diferite, două limbaje de programare, trebuie de fiecare dată să o reiei de la zero. Asta e o concepție falsă. În schimb, odată ce, cum am spus, ai principiile bine puse la punct, îți ia câteva zile să te pui la punct cu nou limbaj de programare. Acum, cu câteva zile, mă refer chiar să te descurci bine în acel limbaj de programare. Adi, salut! Consider că manualele scrise de Mariana Milosescu sunt o sursă bună de a învăța bazele informaticii. Adi, să știi că nu, nu știu uh, manualele respective, dar o să zic părerea mea legată în general de manuale și legate de cărți de programare. Uh, știu că tu ești obișnuit de la școală să primești un manual și aia să fie sursa din care înveți informațiile. Dar se știi că pe partea de programare, uite, eu cel puțin când am fost în liceu nu am folosit aproape deloc manualul. Problema cu manualele este că nu îți răspund înapoi, nu poți să interacționezi cu ele. Și singurul lucru pe care poți să-l faci dintr-un manual este să transcrii codul din manual la tine pe calculator. Problema problema cu, cu chestia asta este că de multe ori, cel puțin codul pe care îl aveam eu manualul de informatică, dacă îl puneam, dacă îl puneam la mine pe calculator, nici măcar nu se compila. Era atât de, de vechi manualul încât folosea, folosea un compilator vechi. Și atunci, care, poate mă întreb care e alternativa la manuale. Uite, îți recomand să faci programul nostru gratuit de pe WorldCode, unde o să înțelegi de fapt cum ar trebui să se, înveți, să se predea informatica, unde totul este interactiv unde tu trimiți un cod și codul ăsta este evaluat și pe urmă tu primești un punctaj pe el în funcție de cât e de corect, un loc unde poți să pui întrebări de fiecare dată când nu te descurci. Pentru că manualului nu poți să-i pui întrebări. Poți eventual să citești de 3-4 ori conținutul. Și pe urmă, cam nu mai ai ce să faci. Și asta, asta e o mare problemă cu, cu manualele, asta e o mare problemă cu cărțile de programare. Nu se mai învață din cărți. Cărțile erau foarte bune înainte de existența internetului. Înainte să poți să intri pe un site, să trimiți codul și să primești un rezultat de acolo. Bun. Dania, când începe următoarea grupă de înscrieri pentru Python, uh, Dania, la noi lucrurile merg diferit. Noi nu avem grupe de înscrieri și nu lucrăm uh, pur și simplu pe un limbaj de programare. Gen, uite, acum avem cursul de Python, înscrieți-vă uh, cât mai mulți la cursul de Python. Noi lucrăm un pic diferit. Și anume, tu te înscrii în momentul în care te simți pregătită să te apuci de treabă și să înveți programare Problema cu grupele de înscrieri și cu lucratul pe grupe este că fiecare om are ritmul lui de învățare diferit Și în perioada asta de pandemie în care se pot întâmpla atâta de multe lucruri Gândește-te ce se întâmplă dacă te îmbolnăvești și nu mai poți să fii prezent la cursuri Sau dacă te simți rău, să zicem că intri online ce, ce se întâmplă? Ce o, să, ce o să faci atunci? O să rămâi în urmă. Problema e că grupa merge mai departe și pe măsură ce trece timp o să rămână tot mai mulți oameni în urmă și din cauza asta și rata de succes e atâta de mică atunci când se, când se lucrează pe grupe. Mai mult decât atâta, la lucratul pe grupe e o persoană care vorbește la fel ca și mine aici pe YouTube. Acum, problema, problema, cu chestia asta este că, uite, și aici, aici pe YouTube să zicem că te duci să-ți iei ceva de mâncare din casă, nu pierzi mare lucru. Adică, ok, a să pierzi răspunsul la o întrebare, dar în rest poți să, poți să prinzi din zbor despre ce se vorbește. La programare nu e la fel. Adică, la programare, dacă ai pierdut un lucru, cumva trebuie să ți-l clarifici, pentru că fiecare concept se bazează pe conceptele precedente. Dacă faci programul nostru gratuit, o să vezi cum fiecare lucru, fiecare lucru pe care îl înveți, se leagă de lucrurile pe care le-ai învățat în trecut. Și atunci, lucratul pe grupe nu funcționează, pentru că rămâi blocată pe parcurs. Și nu o să ai suficient de mult timp să pui întrebări și pe lângă asta și timpul ăla de întrebări, o să poți să-l pui doar, să zicem, sâmbătă de la la finalul orei, la finalul orei când mintea ta nu mai e nu mai e odihnită, e obosită, nu te mai poți concentra la fel de bine. Poate pui o întrebare, ai impresia că ai înțeles și după aia nu ți mai aduce aminte răspunsul. Uh, chestiile astea nu funcționează, sunt de domeniul trecutului. Uh, și legat de înscrieri la noi, poți să intri pe carieră.elcot.ro și acolo găsești toate detaliile și poți să te programezi la o discuție gratuită. Rareș. Salut! Poți să ajungi ca programator să îți permiți, din punct de vedere financiar, să stai în orașele mari, precum Seul sau Tokyo. Rareș? Da. Adică în fiecare, în fiecare țară, programatorii au venituri un pic peste medie, adică o duc mai bine. Și, într-adevăr, să zicem că dacă lucrezi ca programator pentru o firmă din România, probabil nu o să-ți permiți să, să lucrezi în Seul. Dar scopul este să te angajezi pentru o firmă din Seul sau din Tokyo sau de ce nu din America, că firmele din America plătesc cel mai bine. Și atunci, da, îți permiți și îți permiți chiar să duci o viață bună. Acum, Trebuie să te gândești la un anumit lucru, și anume faptul că salariul pe care tu îl câștigi depinde foarte mult de nivelul pe care tu îl ai ca programator. Deci salariul pe care tu îl câștigi depinde foarte mult de nivelul pe care îl ai ca programator. Cu cât ești mai bun, cu atât o să câștigi mai mulți bani. Foarte important să reții treaba asta. Cu cât ești mai bun, cu atât câștigi mai mulți bani. Și de-aia e foarte important modul în care înveți programare. Pentru că dacă înveți programare după ureche, pe principiu copy-paste, la interviuri o să te descurci mai prost. Ce se întâmplă dacă te descurci la, mai prost la interviuri? Primești mai puțin bani. Hai să zicem că prin, prin să presupunem că ești foarte norocos și le treci. După aceea ce se întâmplă la job? Înveți mai greu. De ce înveți mai greu? Pentru că ți-ai obișnuit mintea să înveți într-un mod nepotrivit, să caute, să caute repede pe Google, să facă copy-paste și pe urmă, după ce au făcut copy-paste, să, să treacă la lucru următor. Ori asta o să-ți afecteze pe termen lung performanța într-o firmă, o să-ți afecteze viteza de învățare și viteza cu care te adaptezi la. La tehnologii noi și de aia e foarte, foarte important să înveți programare de la început, să te înveți, să scrii cod așa cum trebuie În așa fel încât uh, în momentul în care te duci la interviu să le arăți că ai gândirea bine dezvoltată, că poți evoluezi în firmă Și pe urmă după ce ești angajat la fel să-ți crească salariul și dacă nu vrea firma la care te angajezi să-ți crească salariul să poți oricând să te duci la altă firmă Bun. Mă așez un pic jos și continui cu întrebările. Ce s-a întâmplat cu challenge-ul? Ai trimis mai multe lecții sau a fost o eroare? Iar legat de clasament, care e criteriu? Da, uh, Flow, îmi pare rău, s-a produs o, o eroare astăzi, totuși, accesul la lecții nu, uh, nu are nicio problemă. Deci, ai avut acces astăzi la ziua 3, mâine o să ai acces la ziua 4, și așa mai. Departe, legat de clasament, criteriul e efectiv câte probleme rezolvi Try again Care este mai bine plătit? Web development sau crearea de aplicații sau jocuri? Uite, iarăși, întrebarea asta e o întrebare foarte, foarte bună, îmi place foarte mult uh, Hai să te întreb altceva ce mai bine plătit? Un jucător de fotbal sau un jucător de basket? Și răspunsul este că depinde de jucător. Dacă te uiți la jucătorii din Liga a 3 din România, probabil că nu sunt plătiți deloc sau sunt plătiți foarte rău. În schimb, dacă te uiți la, nu știu, la Messi sau habar n cine e cel mai bine plătit fotbalist, o să vezi că el câștigă foarte mult. Acum, dacă eu iau, a jucătorul din Liga 3 de fotbal și compar cu un jucător de basket din NBA, diferența o să fie foarte mare. La fel e și în programare. Dacă tu ești foarte bun la scrie cod, indiferent că ești pe web development sau pe game development, o să fii plătit foarte bine. Și ăsta e un lucru pe care îl repet de foarte multe ori, încă de când am înființat well Tu trebuie să ajungi un programator foarte bun nu e suficient să fii programator, pentru că să fim, să fim sinceri, viața devine foarte mișto de trăit în momentul în care câștigi 2000 de euro pe lună sau mai mult. Ori ca să câștigi 2000 de euro sau mai mult, trebuie să, trebuie să scrii cod foarte bine. Adică hai să ne gândim, cu 2000 de euro deja îți permiți o chirie foarte bună, îți permiți să mănânci ce vrei tu, și îți permiți și să-ți cumperi diverse lucruri când apar, poate un telefon nou sau alte, alte device-uri. Ok? Și pe lângă asta, poți să te duci într-un concediu fine, într-o vacanță. Acum, hai să luăm salariul de început pentru un programator, zicem 3-4 mii de lei. Nu, nu poți să faci atât de multe cu 3-4 de lei. Și de aia, recomandarea mea e tot timpul să ajungi un programator bun și un programator bun cu. Doi ani de experiență, câștigă de la 5-6 mii de euro în sus. Gândește-te ce ai face cu atâta de mulți bani în fiecare lună. Și pe lângă chestia asta, încă un lucru bonus înainte să trec la următoarea întrebare. Tu ca și programator bun, cel mai probabil ai și prins dragoste față de ceea ce faci. Adică dacă ești programator bun, îți și place să scrii cod și practic ești plătit să faci ceva plăcut. Bun. Nightbringer. Informatica din liceu ne ajută la programare, deoarece facem o mare parte probleme. Um, plus ne puteți spune de ce este C obligatoriu. Uh, legat de întrebarea ta, părerea mea e că ce ar trebui să se facă în mod teoretic la liceu este foarte bun și foarte potrivit pentru că îți dezvoltă gândirea. Problema foarte mare. Este cu modul în care se predă la liceu, cu modul în care se predă la facultăți, pentru că se pune foarte mult accentul pe memorare și reproducere. Și, din păcate, lucrul ăsta se întâmplă din cauza că profesorii care ajung să predea, de cele mai multe ori, nu sunt cei mai buni. Acum, nu vreau să atac pe nimeni, și din când în când mai apare câte un profesor bun de informatică în țară. Sunt foarte puțini. Dar majoritatea, din păcate, au făcut treaba asta pentru că nu aveau încotro. Și atunci când tu înveți de la oameni care nu au avut încotro, care au făcut chestia asta pentru că na, ast la asta s o descurcat sau poate că au fost, fost leneși să se pregătească și să dea interviuri la firme, atunci nu are cum să iasă ceva foarte bun. Înțelegi? Și legate de limbajul C++, de ce e obligatoriu? Părerea mea e că ar trebui să existe un standard legat de ce se învață în școli Pentru că altfel tot timpul o să apară discuții cu de ce ceilalți din clasa cu tare învață Python Și de ce ceilalți învață JavaScript Dar partea, partea interesantă este că, cum ți-am spus, în momentul în care tu ai o gândire dezvoltată Ești capabil să rezolvi probleme și să scrii cod Faptul că ai învățat să faci programare în C++ nu contează pentru că când vrei tu poți să înveți la limbaj de programare și să treci, să treci foarte rapid. Ok? Bun. Mihai. Dacă nu ai o gândire logică, este posibil să devii programator? Mihai, uite, eu când m-am născut, nu m-am născut cu o gândire logică. Singurul meu tip de gândire pe vremea aia, cel puțin din câte spune mama, era să plâng atunci când mi-era foame și voiam lapte. Ăla era singurul meu mod de gândire. Ok? Și atunci, ce trebuie să înțelegi este că gândirea se se dezvoltă. Asta, asta e un principiu românesc care, sincer, mie nu-mi place. Să, să gândim în lucruri pe care le avem sau nu le, nu le avem, și cred că de asta am o problemă foarte mare cu școala românească, cu faptul că nu știu cine e înalt, nu știu cine e scund, la sport ne punem în ordinea în ordinea înălțimii când trebuia să ne aliniem. Profesorul de mate decide cine e prost, cine e deștept. Și de multe ori, profesorii ne puneau în categoriile astea, ne, ne etichetau. Acum, bineînțeles, dacă, dacă ești înalt sau scund, e un lucru pe care nu-l controlezi, la fel cum nu controlezi dacă ești, dacă ești bărbat sau, sau femeie. Doar că partea asta de gândire și de inteligență se antrenează. Dacă te antrenezi suficient de mult, să zicem că, nu știu, chiar te-ai născut cu. O lipsă aici sus. Dacă te, dacă te antrenezi suficient de mult, poți să faci să dispară lipsa aia. În afară de câteva afecțiuni, care, te-ai născut cu ele și aia e ghinion, dar probabil că atunci n-ai fi aici să te, uiți, să te uiți la mine pe YouTube. Uh, în afară de cazul ăla în care chiar ai o boală diagnosticată de un psihiatru, nu ai de ce să-ți faci probleme. Fiecare lucru de pe lumea asta poate fi antrenat. Ok? Deci nu te mai gândi în termeni cu am o gândire logică sau nu am. Pentru că unul la mână nu ești capabil să te evaluezi. Tu nu știi dacă ai sau nu ai gândire logică. Pentru că tot timpul poți să te uiți la cineva care e mai bun decât tine. Și să zici, băi, eu nu am gândire logică comparativ cu persoana aia. Sau poți oricând să iei un copil de 3 ani sau un copil de un an care încă nu știe să meargă la baie și are pamper, să zici, mamă, ce gândire logică am eu. Deci, e posibil să devii programator, dar că trebuie să lucrezi. Asta e foarte important. Ca să devii programator, trebuie să lucrezi și să înveți, să fii perseverent și să ai modul bun de, de a învăța, adică fără copy-paste și al, fără alte moduri proaste de a învăța programare care se promovează pe internet. Ok? Ce proiecte JavaScript ai recomanda? Vlad, asta e o întrebare foarte generală. Am nevoie să fiu un pic mai specific. Pentru ce să recomand? Să le faci tu ca să ce? Sau să le facă altcineva? Sau să abarnăm? Salut! Mai revin cu o întrebare. Care este fundația programării? Bazele mai concrete și cât de important este să înveți despre algoritm. Aici mi-ai pus două întrebări, dar nu e nicio problemă. O să îți răspund la amândouă. Legat de care sunt bazele programării, ar trebui să fac o grămadă de video ori doar despre asta. Și nici n-ar fi foarte eficient. În schimb, bazele sunt acoperite în programul nostru de pe wellcode.ro. Așa că intră pe wellcode.ro și înregistrează-te și o să înveți o parte din bazele programării de acolo cât de important este să înveți despre algoritmi. Iar este un cuvânt cu care uh, oamenii care învață programare sunt speriați. Au de chestia asta de algoritm. Wow, ce cuvântul ăla complicat? Algoritm. Hmm. Dar nu trebuie, nu trebuie să-ți faci probleme legate de, legat de lucrul ăsta, pentru că uh, Algoritmii, de fapt, înseamnă gândirea logică și chestia asta se dezvoltă. Ce limbaje ne prezentați în cursul dumneavoastră gratuit? Wow, tocmai mai îmbătrânit. Poți să vorbești cu tu. Am 27 de ani, nu e nevoie de dumneavoastră și alte lucruri, că mă faci să mă simt bătrân. Dați mulțumesc pentru cuvintele respectoase. A, legat de limbajul, nu o să-ți răspund la întrebarea asta, ce o să te provoc să intri tu pe wellcode.ro și să te apuci de treabă. În Japonia se pune mare accent pe facultate. Poți să te angajezi și acolo fără facultate ca programator, la fel ca America și Europa? Rareș, de fiecare dată când te gândești dacă poți să mă angajezi și pui acolo ce criteriu vrei tu, Gândește-te că tu ai fi patronul firmei. Dacă tu știi să scrii cod foarte bine, o să te angajezi pentru că lumea are nevoie de programatori buni. Dacă ești o persoană harnică, dacă ești o persoană care scrie cod curat, eficient și demonstrezi asta la interviu, o să fie angajat pentru că lumea e în criză de programatori. Firmele bombardează Instagram, Facebook-ul cu anunțuri de angajare. În fiecare, în fiecare zi îmi apar anunțuri de angajare pe, pe rețelele sociale. Și gândește-te că asta e, practic, cuiva care, uh, nu știu, nu, nu prea dau like la chestii de programare pe, uh, pe Facebook, okay? pe Instagram cu atât mai puțin. Și Instagram mă targetează constant cu reclame, adică gândește-te la ce nivel de dis disperare, să zicem, uh, nu vine un cuvânt mai bun, au ajuns firmele dacă trebuie să ruleze reclame pe Instagram, unde stai străluit la poze, la peisaje, la alte lucruri uh, și îți dau acolo reclame să te angajezi ca și programator. Deci, cu siguranță, dacă ești programator bun, poți să te angajezi oriunde pe planetă. Marian, ocupă o poziție ca și trainee pe web dev, nu am făcut nicio facultate, acum sunt anul întâi la calculatoare, merită să mă mai chinui cu facultatea? Marian, ca să-ți răspund la întrebarea asta, uite, părerea mea e că legat de facultate, dacă ești suficient de bun la programare, materiile de programare, alea care nu pun atâta de mult accentul pe memorare și reproducere, nu ar trebui să-ți ridice probleme. Dacă ești deja la facultate. Părerea mea e că ar trebui, bineînțeles, dacă ești o persoană harnică și îți place să țintești sus, adică sfatul pe care urmează să ți-l dau, se aplică doar dacă vrei să ajungi sus ca și programator. Și aici mă refer la muncă grea, adică gândește-te bine de tot dacă chiar vrei să depui munca necesară sau nu. Deci, părerea mea este că ar trebui să țintești spre un internship. Deci dacă tot te-ai chinuit să intri la calculatoare și ești student, pregătește-te bine de tot și aplică la un internship, la o companie, cum ar fi Google, cum ar fi Facebook. Pentru că o să te ajute să devii un programator mult mai bun. Gândește-te că Facebook practic are atâția utilizatori cât, câte persoane sunt conectate la internet. Sau aproape atâția utilizatori. Gândește-te ce fel de probleme complicate rezolvă ei. Adică, nu știu, au simultan, cred că doar în România, peste 100.000 de, de, persoane online. Asta înseamnă că codul ăla trebuie să fie foarte eficient, să meargă așa cum trebuie. Și de câte ori pică Facebook? -ul? Pică foarte rar. Ok? Deci asta e recomandarea mea. Pregătește-te și aplică la unul dintre giganți. Salut! Când începe cursul de web development pentru front-end, Flavius, uh, am trimis acum câteva zile un mesaj de întâmpinare. Dacă nu l-ai primit și ai achiziționat cursul nostru de web, uh, trimit un mesaj pe pagină să vedem ce s-a întâmplat. Mentore, te pupăm de la Rădăuți cu Sănătate. Hai cu codul scris extraordinar și gândire logică extraordinară extraordinar de wow. Hi, welcome. Mulțumesc, Sebastian, pentru, pentru, cuvintele, pentru, cuvintele, frumoase. Poți să-mi spui, te rog, care este laptopul ideal pentru a începe o carieră ca și programator, dar pe care să nu îl schimb în următorii trei ani, detalii cum ar fi modelul și memoria. Dacă vrei să îți iei un laptop care să te țină pe termen lung, părerea mea ar trebui că cel mai bine ar fi să-ți un MacBook. Nu trebuie să-ți ceva foarte sofisticat pentru că MacBook-urile sunt rezistente. Chiar am văzut un video cu un MacBook aruncat dintr-un elicopter. Cum găsim firme care angajează? Pe ce platforme mai exact? Depinde foarte mult. Sunt o grămadă de platforme, de joburi pentru chestia asta. Mă surprinde un pic întrebarea ta. Am nevoie de mai mult context sau, nu știu, poate. Adică e o întrebare foarte generală. Eu, eu găsesc o grămadă de, de joburi de, de programator sau mă găsesc de multe ori joburile pe mine. Deci, nu știu, e ca și cum am trăit în, pe malul mării și mai întreba unde e marea. Există o tonă de filme care angajează. Ce părere ai de materia de liceu la informatică? Am răspuns la, la întrebarea asta după ce terminăm live-ul. Poți să pui pe pauză sau, de fapt, după ce terminăm live-ul, poți să te uiți. Cred că am răspuns pe la începutul live-ului la chestia asta. De unde pot învăța informatica pe internet, clasa nouă, poți să înveți din programul nostru gratuit. Adică, dacă faci programul nostru gratuit, cel mai probabil, în primele luni de școală, o să te descuci foarte, foarte bine. Bun. Și cu asta încheiem uh, acest live. Foarte important, dacă te uiți la live-ul ăsta și vrei să lucrezi uh, cu mine și cu echipa noastră, dacă vrei să devii programator, să-ți schimbi meseria pe care o ai și să, uh, să, te, să faci o reconversie profesională, sau dacă ești elev și vrei să participi la Olimpiade și să ai rezultate foarte, foarte bune uh, în. în în concursurile astea școlare și olimpiade care pe urmă să te ajute la CV, atunci programează-te la o discuție gratuită cu un expert din echipa noastră. Ca să faci chestia asta, intră pe carieră.wellcode.ro, Acolo o să poți să te programezi la discuție, să alegi ziua și ora la care vrei să te sunăm și pe urmă o să discuți cu un consultant din echipa noastră O să vedem exact care sunt scopurile tale, o să vedem dacă putem să te ajutăm sau nu O să înțelegem și tu și noi dacă ne potrivim să lucrăm împreună Și pe urmă dacă bifăm toate chestiile astea, o să-ți facem un plan de muncă personalizat care să te ajute să îți atingi scopurile tale când vine vorba de programare Așa că intră pe cariera.wellcode.ro și programează -te la o discuție gratuită. Eu am fost Petru și îți mulțumesc mult de tot că ai fost alături de mine și în această duminică. Și nu uita să distribui acest video, să te abonezi la canal dacă nu ai făcut-o deja pentru a fi la curent cu toate lucrurile pe care le facem.